Haideți că n-am mai făcut de mult un live și știu cât de mult vă place de moaca mea. Trebuie câteodată să mai intervii și cu barda, mai ales când se strâng vurienile. De dimineață, Marea Asociație a Papagalilor de Presă din Cluj, compusă din boschetari, așa, degeaba vă supărați, sunt niște boschetari de presă, lungul le zice așa, au trimis doamnei Viorica Dăncilă o scrisoare deschisă, vă leu despre nesimțitul de Alexa care vorbește ca măgar și jignește pe jurnaliști. Bă, nene, care jurnaliști, mă? Care jurnaliști? Eu sunt jurnalist, da? Doamna Fernoagă de la Actual de Cluj este așa, o facturistă eventual. Deci, probabil că după ce doamna Dăncilă a citit acea hârtie, a aruncat-o la coșul de gunoi, dar i-am fost curios să o citesc, totuși să văd la ce se referă. Și dați-mi voie să vă spun că după ce am lecturat, am corectat-o cu pixul roșu, cum a învățat pe mine doamna Stella Todea, profesoara mea de franceză, să corectez greșelile analfabeților, am vrut să mă sinucid. Am să mă sinucid pentru că mi-am dat seama că oamenii ăștia atât de realizați, pur și simplu mă detestă. Numai că m-am gândit că totuși am o carieră în spate, am un copil în brațe, ceea ce, de exemplu, Fernoagă sau Șoica nu au. Tare triști sunteți, bă, niciun copil nu sunteți în stare să faceți. Așa? Am multe lucruri de făcut. O am și pe Jessica, pisica mea. Nu știu dacă știți, am o pisică birmaneză care este cam cu 100 de puncte mai inteligentă ca boschetarul de Vasile Manu. Și m-am gândit totuși să mă apuc de treabă. Nu înainte de a vă spune și a vă reaminti, dacă ați citit, și vă conjur să citiți respectivul comunicat al APPC-ului despre mine, să vă spun de ce i-am făcut în trecut troacă de porci pe boschetarii ăștia de presă, da? Care s-au aliniat în Asociația Papagalilor de Presă. Deci pe o gagică, care astăzi este în PR, a cărui nume nu mai mi-aduc aminte, am făcut-o cum am făcut-o, pentru că odată la radio și-a permis ca o nesimțită țărancă ce să vorbească despre mine, că l-acuz în mod nedrept pe domnul Raed Arafat de tot felul de nasoale, fără să-mi dea telefon să mă întrebe și pe mine ce cred despre asta și ignorând complet faptul că am câștigat toate procesele pe care Raed Arafat l-a deschis împotriva mea și că judecătorii au considerat că toate anchetele mele au fost bazate pe argumente și pe dovezi. Pe Tibi Fărcaș, care este și el ceva aparte din APPC, nu am cum să-l fac altceva decât un bătrânel, care e bătrân în general, dacă ajung la 50, analfabet. Cu mâna stângă mă iau la concurs de dictare cu el și îl bat, cum să zic, și cu un ochi și cu amândoi ochi închiși, îl bat de-i sună apa în cap la limba română. Marele jurnalist. Cu Remus Florescu, gângavul președinte la APPC, fac lecții de locință când vrea el, discurs de oratorie, de compunere, de stilistică, adică, serios, Remus nici măcar nu constituie pentru mine o miză. Pe domnul Puriș, nu știu dacă vă aduceți aminte, tot eu l-am devoalat, l-am dezvăluit, l-am exclusivizat. Când apare Dita mai papagalul de jurnalist de la Făclia în interceptările DNA și în rechizitoriul DNA, cum se milogea să ia pe chitanțier banii destinați articolelor lui plătite de la un șpăgar, de la consilierul județean Petran, care cerea șpagă la rândul lui de la Oioreanu pentru diverse. Da? Vă aduceți aminte episodul în care Petran îl cheamă pe Puriș și ăsta scoate chitanțierul și încasează banii. Bă, deci ăștia sunt mari jurnaliști cu mega realizări, ca să nu mai zic de Horia Șoica de la Ziarul Știri de Cluj, da? El care are o redacție compusă din el și el însuși,
Acum mai nou văd că din cauza presiunii mele și mișitorilor mele se semnează, că el n-are semnătură implicită la ziar, că nu, niciodată nu s-a semnat în redacția, au fost 10 ani de zile în care au semnat anonim și acum scriu ei material de nu știu, material, nu mă, ăla nu e material, mă, ăla nu e material, că voi nu sunteți în stare să faceți materiale și nu există mai mare palmă pe după cap și pe după bucuțe pentru voi, decât să vedeți cum arată traficul pe săptămâna trecută al ziar de Cluj. Băi, frate, deci eu în locul vostru m-aș duce și m-aș băga capul în veceu și aș trage apa. Adică să știi că nesimțitul ăla de Alexa cu redacția lui face 300.000 de unii și voi sunteți pe la 230 și ceva, cum sunteți voi ăștia de la Știi de Cluj. Sau să știi că ieri am avut de 25 de ori mai mult trafic decât Fefernoaga de presă. Bă, deci ai avut 2.000 sau 1.000 și ceva și n-am avut 70.000, mă mâncați așa, da? Băi, cam asta este marea diferență dintre presa care se străduie să facă dezvăluiri curajoase, cum suntem noi, cum e Gazeta de Cluj, cum este Alin Golban de la Cluj și mulți, mai sunt, Monitorul, da? Bă, și voi care sunteți niște boschetari de presă, vă rog frumos și vreau să vă solicit oficial să-i scrieți o scrisoare deschisă și domnului Vladimir Putin, de asemenea și domnului Donald Trump și, dacă se poate, și președintelui Federației Internaționale de Șah cu bile. Trebuie neapărat să mă purâți și acolo, dar de dade, într-o zi, o să reușească să mă amendeze careva sau cine știe să mă aresteze datorită faptului că vă fac niște boschetari de presă. În rest, vă doresc multă sănătate, citiți Ziar de Cluj, dragi boschetari de presă, să vedeți cum se face presa de către colegii mei. V-am pupat!